De ce ne-a fi pus Dumnezeu pe toți, unii lângă alții? Vi se pare ușor? Vi se pare greu? Adică Dostoevski, într-unul dintre romanele sale binecunoscute, punea în gura personajelor sale următorul lucru. Spunea unul: iubesc lumea, sunt un umanist care sunt preocupat de binele oamenilor, de societate, fac daruri în stânga și în dreapta. Dar am băgat de seamă ceva, că e suficient să mă pui în cameră cu cineva să trăiesc 3 zile. Și după 3 zile, nu-l mai suport. După 3 zile nu-l mai suport. Întreb, deci, din nou, de ce ne-a fi pus Dumnezeu așa, la oaltă, unii împreună cu ceilalți, și ne-a dat și nume, ne-a spus biserică și ne-a spus că și suntem ai Lui. Bine, nu se putea să fim ai Lui așa mai unul câte unul, numai toți la oaltă. Foarte mulți dintre noi suntem creștini excepționali, unul câte unul. Când însă ei, doi creștini excepționali, să ne ferească Domnul să nu fie așa, dar se întâmplă. Când ei, doi creștini excepționali care sunt foarte buni singuri și îi pui să stea unul lângă altul, e jale. E jale. Și atunci întrebarea este, e jale sau suntem excepționali? De ce n-o fi pus Dumnezeu unul lângă altul? Să presupunem că, eu știu, vedeți o pată pe cămașa mea. Să presupunem că vedeți o pată pe cămașa mea și intru în biserică. Ce o să faceți? Spuneți-mi, ce o să faceți? Aveți 2 variante. Pentru faptul că scaunele sunt pline și rândurile sunt pline, să dați cu cotul în partea dreaptă. Nu știu cine o să fie. Și să ziceți, ai văzut ce are pe guler de la cămaș? Bun. O variantă. A doua variantă? Poftiți? A doua variantă este să te facem că nu vedem. Nu, sunt suficient de pudic încât să nu te fac de râs. Stai acolo cu pata ta liniștit. Și toată lumea vede și nimeni nu zice nimic. Se numește suport. Grup suport, adică aveți grijă să nu fie cumva rușine. Da? Și asta e o posibilitate. Foarte rară, de fapt. Dar e o posibilitate. Printre altele, faptul că nimeni nu spune nimic, asta nu înseamnă că nu va da cu cotul celui din dreapta. Nu? Înseamnă că nu va da cu cotul? Nu. Înseamnă că, ia uite, da, hai să nu-i spunem. De ce? Să nu-l facem de râs așa în văzul lumii. Mai pe la spate. Și punctul 3. Poftiți? Să-i spui. Și punctul 3 să-i spui. Și punctul 3 are și el 2 feluri de a-i spune. Punctul 1, îi spui cum? Mulțumesc. Tare bine ar fi să-l iei deoparte și să-i spui: Valentină, vino repede că n-ai băgat de seamă, ți-a sărit ciorba pe cămașă. Vino încoace și îl iei repede, îl scoți, îl duci, îl cureți, îl faci, îl ajuți să fie bine. Să nu vadă nimeni. Asta este 1. Și 2, mai ai o posibilitate. Nu, a doua posibilitate este să strige în gura mare, în biserică: Valentine, nu vezi cum, ce pată ai aici? Și toată lumea să se uite și zice: da, într-adevăr ai o pată. E același lucru, i-ai spus-o. Mi se pare că 2 feluri
destul de mari. Da, în sfârșit. Ne apropiem de Scriptură. Plecăm de la noi și ne apropiem de Scriptură. Vreau să vă întreb, sunt eu păzitorul fratelui meu sau nu? Da? Da? Bun. Bun. Mulțumesc. Să ne ajute Domnul ca să fim păzitorii fratelui nostru și să facem lucrurile așa cum zice El. Să nu lăsăm niciodată Biserica lui Iisus Hristos să fie cocoșată, să fie șifonată, să fie murdară. Întotdeauna să punem mâna de la mână ca întotdeauna Biserica lui Hristos să fie curată. Dar aveți grijă să nu faceți de rușine. Luați-o deoparte. Investiți. Rugați-vă. Plângeți și curățiți biserica. Ce părere aveți însă dacă veți vedea că lângă o persoană este o altă persoană care o tot ajută și o tot aranjează și așa mai departe și tot dă praful la o parte, iar persoana care curăță, te uiți la ea că e plină de praf, că e pătată, că e mizerabilă, dar are grijă foarte tare de cealaltă persoană. Ce părere aveți? Este ea păzitorul fratelui sau sorei ei? Este? Este. Că și asta e o posibilitate. Dar ce îi lipsește? Mă rog să observați că nu-i destul să fii păzitor. Trebuie să ai calitate. Trebuie să ai calitate. Și în dimineața asta vom vorbi de calitate. Calitatea păzitorului. Bine ați venit, frații mei, la o permanentă învățare din Scriptură. În fiecare moment Scriptura se deschide ca să ne mai învețe odată. Și poate că le știm. Și poate că uneori chiar n-avem nevoie de lecția respectivă. Și totuși Dumnezeu o repetă. O repetă. Vă voi invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 7. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 7. În mod special, versetul 3. E o întrebare. Simplă. Spune-mi, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Simplu. Textul spune că așa stau lucrurile. Noi, ca ființe umane, așa funcționăm. Noi vedem toate paiele din toți ochii. Toate paiele din toți ochii. Și nu vedem niciodată bârna din propriul nostru ochi. Și textul întreabă de ce? Asta e întrebarea. De ce? Sunt convins că am citit textul acesta de foarte multe ori. Mă interesează dacă am dat răspuns la întrebarea asta fundamentală pe care Mântuitorul o pune. Și zice, spune, de ce vezi tu paiul? Prima parte, de ce vezi paiul? Din ce cauză? Mai sunt întrebări? Răspunsuri, pardon. De ce vedem paiul? Te uiți la om, te uiți la fața lui, te interesează. Vreau să te întreb. Vezi paiul pentru că îl iubești? Sau vezi paiul pentru că ți-ai format o anumită pretenție? Din ce cauză vezi paiul? Ai putea și să nu vezi paiul? Ai putea și să nu-l vezi? Întrebare, ar fi mai bine să nu-l vezi?
Este o soluție să nu vezi? Este ca și în exemplul de dinainte? Toată lumea vede, nu zice nimeni nimic. E asta soluția pe care o vrea Dumnezeu? Toată lumea vede că eu am ciorbă pe cămașă, dar nimeni nu zice nimic. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu? Nu. De ce vezi paiul? Ajungem la o singură concluzie din întrebările astea, și anume, există o singură situație în care este de dorit să vezi paiul în ochiul fratelui tău. Dacă îl iubești. Dacă ți-i drag. Și dacă de drag îi vezi paiul, atunci uită-te bine. Bun. Doi. Da bârna din ochiul tău, de ce n-o vezi? Este cineva aici să n-aibă bârne? Este cineva aici să n-aibă bârne? V-aș pune să ridicați mâna, dar știu că noi avem acea corectitudine politică să știm când să ridicăm mâna și când să nu ridicăm și n-ați ridica mâna. Așa că vă las să pătrundem în mintea noastră. Chiar suntem fără bârnă? Cineva zice da. Doamne ajută! Dar dacă nu-ți vezi bârna, e jale. Adică una e să n-ai și alta e să nu vezi că ai. Și ceea ce mă învață pe mine pilda Domnului Iisus Hristos este că ai bârnă, dar nu o vezi. Și vorbesc despre mine și vorbesc despre tine. Prin natura lucrurilor, ființa umană nu este perfectă. Prin natura lucrurilor, ființa umană este născută în așa fel încât are probleme. Și să nu spui că tu nu ai probleme. Să nu spui că nu ai bârnă. Punctul numărul 3 este acesta. De ce Domnul Iisus Hristos compară lucrurile între ele? Adică de ce compară și spune că celălalt are pai în ochiul lui, iar eu am bârnă în ochiul meu? Din ce cauză spune lucrul acesta? Că se poate întâmpla foarte bine să fie invers. Adică chiar celălalt să aibă o bârnă și eu să am un pai. Nu? Nu? Când mergem și corectăm pe un frate al nostru și spunem că nu face bine, nu suntem convinși că, dom'le, am și eu greșelile adevărat, dar greșelile mele sunt niște paie în comparație cu bârnele lui. Așa gândim toți. Și din cauza asta ne permitem să mergem la fratele nostru să scoatem bârna din ochiul lui, pentru că în ochii noștri paiele nu contează. De ce gândim așa? De ce gândim așa? E, cum ar fi dacă am gândit și am crede că în ochii noștri totuși sunt bârne mari? Că încă mai avem o sumedenie de lucruri de rezolvat în viața noastră. Cum ar fi dacă în momentul în care am spune rugăciunea Tatăl nostru și am zice iartă-ne după cum și noi iertăm, dacă în momentul ăla ne-ar îngheța rugăciunea Tatăl nostru pe buze și am zice Doamne, ce fac? Pentru că n-am iertat. N-am iertat. Pe cine? Nu știu, pe cineva. N-am iertat. Păi cum e dacă tu m-ai iertat pe mine cum iert eu? Și cum ar fi dacă am luat-o chiar în serios? Cum ar fi? Sau toată lumea are probleme, dar toate problemele se văd mai bine de la distanță? Știi? Mai bine văd problemele la tine. Nu mai bine se vede la tine. Nu mai bine se vede cămașa ta decât să văd eu propria mea cămașă. Așa e că se vede mai bine. Cam așa se întâmplă. Și nu este așa că întotdeauna când încerc să văd ce se întâmplă la mine, se întorc lucrurile de parcă nu mai văd nimic.
În predica de pe munte, aici, Domnul Iisus Hristos vede situația asta și spune că este situația care va conduce la distrugerea mântuirii noastre. Este un mic viciu de vedere, de apreciere, de raport, de realitate, care distruge puterea mântuirii. Și anume, sunt tentat întotdeauna să mă scot eu bazma curată pe mine însumi, să justific poziția mea, întotdeauna să găsesc scuze, întotdeauna să mi se pare că bârna mea e pai, întotdeauna să văd că sunt mai bun și să doresc să mi se spună că sunt bun. Lumea de astăzi, cultura, civilizația plânge datorită faptului că nu există discursuri pozitive, nu există relație pozitivă, în așa fel încât să fie pe lângă mine cineva care să-mi spună: Valentine, ești bun. Valentine, ești bun. Și se spune că dacă îmi spun vreo 4-5 că sunt bun, s-ar putea întâmpla să cred sau să devin. Asta e o mare problemă. Că voi crede că sunt bun, sigur că da, se ia. Dacă îmi spui și tu, și tu, și tu că sunt bun, până la urmă încep să cred și eu că sunt bun. Nenorocirea este însă că faptul că eu cred că sunt bun nu înseamnă că am devenit bun. Și nenorocirea mai departe este că sunt același, numai că între timp am devenit sau cred că am devenit bun. Se numește narcisism, se numește orice altceva. După narcisism, momentul următor este nihilismul, adică nu mai ții cont de nimic. Și societatea spune asta: spuneți unul altuia cuvinte frumoase, faceți-vă că nu vedeți. E adevărat că unul are o pată acolo, celălalt are o pată dincolo, dar închideți și voi ochii, nu-i mai bine așa? Nu e mai bine așa? Frații mei, închideți ochii față de alții, dar deschideți ochii spre noi. Vreți să luăm câteva cazuri în dimineața asta? Câteva cazuri din Scriptură, pentru că povestirile astea pe care noi le citim din Sfânta Scriptură și despre care vorbim, ne sunt date pentru ca să fie cazuri de analiză pentru fiecare dintre noi. Dimineața asta vă voi invita la 3 cazuri de analiză. Numeri, capitolul 20. Vă voi invita să deschideți Sfânta Scriptură. Și pentru că n-am spus despre ce este vorba, este pentru ca să vă provoc să folosiți Scriptura. Numeri 20, cu versetul 11. Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de 2 ori cu toiagul. A ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și a băut și vitele. Întrebarea mea este, fraților, ce a greșit Moise? Sigur că da, în versetul 8, Domnul îi spusese lui Moise: ia toiagul, cheamă adunarea, vorbiți stâncii și ea vă va da apă. Dar data trecută când fusese, Domnul îi spusese să lovească stânga. Și acum Moise, în dorința lui de a face față unui popor răzvrătit, în stresul momentului, în râvna de a apăra cauza cea bună, nu ține cont exact de ceea ce i-a spus Dumnezeu și
face așa o suprapunere de modele și, și în mintea lui a fost cam așa. Dacă Domnul mi-a zis data trecută să lovesc stânca, acum lovesc stânca de două ori să iasă apă din ea. Și a uitat în ghilimele că Domnul îi spusese doar să vorbești stâncii. Fraților, vreau să vă întreb, n-a fost intenția lui Moise bună? N-a fost intenție bună? Intenția a fost excelentă. N-a onorat Dumnezeu gestul lui Moise, adică a lovit stânca și ce s-a întâmplat? A curs apă. Putea Dumnezeu să oprească să curgă apă? Da, ar fi putut să nu curgă apă și Moise să știe în momentul acela, oare unde am greșit? Să ducă înapoi, să producă cercetare, post, rugăciune, să-și mărturize. Dumnezeu n-a făcut așa. Dumnezeu a lăsat să curgă apă. Chiar sub greșeala pe care o făcuse Moise. E de învățat aici. Dumnezeu face să curgă apă de dragul poporului. Dar îl ia deoparte pe Moise și spune, Moise, nu mai cinstit înaintea poporului. Cum nu te-am cinstit, Doamne? Că te-am iubit, am avut zel, le-am și spus că sunteți niște răzvrătiți. Am și vrut să-i îndrept. Cum nu te-am cinstit? Și Dumnezeu își ia timp și spune lui Moise, Moise, fiecare lucru pe care te pun să-l faci, e mai adânc decât poți pricepe tu. Stânca asta nu trebuia să fie lovită decât o dată. Și cu toate astea să dea apă poporului Dumnezeu pentru veșnicie. Dar ea odată trebuie să fie lovită, pentru că stânca era Hristos. N-ai știut că sunt eu? Am știut, Doamne, dar sunt niște răzvrătiți și paiele din ochii lor, din ochii răzvrătiților, l-a făcut pe Moise ca în momentul 2 să se trezească cu o bârnă în ochiul lui și să nu mai vadă că stânga era Hristos. Vedeți? Bârna nu este o problemă doar de păcat. Bârna este o imposibilitate de a vedea, o imposibilitate de a discerne lucrurile, să nu vezi că stânca este Hristos. Ăsta este marea bârnă. El a văzut că poporul e răzvrătit, dar el n-a văzut că prin ceea ce face distruge un simbol divin. Ar trebui să călcăm cu mare atenție atunci când suntem în relație cu Dumnezeu. Cu mare atenție. Fiecare gest în plus sau în minus pe care îl facem ar trebui să conțină următoarea problemă. Oare unde-i bârna? Oare ce nu văd? Oare ce nu înțeleg? Haideți să ne desculțăm încălțămintea din picioare atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să fim atenți înaintea lui Dumnezeu prima dată la noi. Uită-te, Moise, prima dată la tine să vezi dacă nu cumva în mijlocul unor răzvrătiți, că așa era adunarea, și tu ai o problemă. Nu lăsați ca spiritul celorlalți să se ia, să se transfere tensiunile, stresul, neatenția, secularizarea, toate celelalte lucruri care sunt de jur împrejur, nu cumva să afecteze viziunea, ochiul pe care l-ai ridicat asupra lui Dumnezeu. Nu există justificare. Toți cei din jurul meu au făcut așa. Toți sunt răzvrătiți, toți sunt stricați, toți sunt... și atunci și eu mi-am putut permite să... Nu, Dumnezeu nu ține cont de lucrul acesta. Erau niște răzvrătiți, e adevărat. Dar Moise,
Deuteronomul 1:37. Auziți, povestește Moise mai târziu. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în ea. Ce dureros, ce trist. Moise nu încetează să spună că a fost din cauza voastră. Spune mai departe lucrul acesta. Era un adevăr, un fapt istoric, concret, din cauza voastră. Dar Moise are o durere de suflet când spune, Domnul s-a mâniat pe mine. Ce durere de suflet! S-a supărat Domnul pe mine. Bârna din ochiul meu. Cum stau eu înaintea lui Dumnezeu? Câtă bucurie aduc lui Dumnezeu? Câtă supărare? Cum e relația mea cu El? Mai târziu, în Psalmul 106, psalmistul revine la această situație pentru că rămâne o problemă asta. Și în versetul 32 și 33 din Psalmul 106 citesc așa: ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor. Deci poporul a mâniat pe Dumnezeu, iar Moise a fost pedepsit din cauza lor. Foarte complexă este această situație. Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului lui Dumnezeu și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Nu există justificare pentru păcat, pentru greșeală. Nu există justificare în altul, nu există justificare în contextul în care sunt. Nu există justificare. M-am pripit, am vorbit ușuratic cu buzele. Din ce cauză? Din cauza lor. Corect? Așa zice, din cauza lor. Ei au fost cauza numărul unu. Cauza primară a fost ei. Și Dumnezeu îi spune, nu, nu, tu nu trebuia să faci, indiferent de cauză. Niciodată paiele din ochii altora nu trebuie să justifice bârna din ochiul meu. Niciodată. Înaintea lui Dumnezeu vom sta față în față cu El și vom fi eu și El. Și Dumnezeu va spune, e adevărat că poporul acesta poate să fie cauza pentru mânia ta, pentru stresul tău, pentru uitarea ta, dar vreau să te întreb, eu n-am făcut destul pentru tine? Eu? Cine sunt eu în raport cu tine? Asta te întreb. Nu cine este poporul acesta în raport cu tine. E adevărat, contează și el. Dar eu cine sunt în raport cu tine? Mântuirea înseamnă ca Dumnezeu să fie atât de aproape de sufletul meu și de sufletul tău, încât tot poporul, toate paiele, toate necazurile lumii acestea să fie vindecate prin apropierea lui Iisus Hristos de viața mea și de viața ta. Să te vindece Iisus. Apostolul Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să fiu asemenea cu moartea Lui, și pe de altă parte spune, toate celelalte lucruri le socotesc ca un gunoi. Paiele sunt gunoi. Să fie limpede, paiele sunt gunoaie. Iisus Hristos contează. Cât de aproape ești, cât de puternic ești legat de El. Asta este singura măsură care contează. Uitați-vă la cazul 2. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 este momentul în care
Versetul 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: binecuvântat, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Punct. Conștiință curată, clară. Am păzit cuvântul Domnului. Punct. Oare nu vezi bârna? Saul, nu vezi bârna? Nu există! Vreau să vă întreb. Cum se poate să nu vezi că ai greșit? Cum se poate să spui așa, clar, am păzit cuvântul Domnului. Punct. Și profetul să te întrebe, auzi, dar cu behăitul ăsta ce e? Adică te dă de gol. Se aude în spatele tău că n-ai păzit cuvântul Domnului. Domnul îi spusese, n-ai nevoie să iei pradă în bătălia aceasta. Din bătălia aceasta nu iei pradă de război. Iar el venea cu prada de război. Cum ai păzit cuvântul Domnului? Și el spune, nu, l-am păzit. Ce înseamnă bârnă? O bârnă pe care n-o vezi. Ce înseamnă? Saul răspunde, ei, dar asta nu e pradă pentru noi. Le-am adus ca să aducem jertfe. Păi de ce, Saul? Vrei să aduci Domnului o jertfă care nu te costă nimic? Despre asta e vorba. Adică le iei de la amaleciți și le aduci jertfă Domnului ca să nu trebuiască să aduci jertfă Domnului din turmele tale de acasă? Vă aduceți aminte de ceea ce spune David în aria lui Ornan, când Ornan spune, da, îți dau toată țarina aceasta, că o dau pentru împăratul, pentru regele meu. Și David spune, eu nu vreau să aduc Domnului un dar care să nu mă coste nimic. Adică, așa, dacă pot să fac bine lui Dumnezeu, dar să nu investesc prea mult, e în regulă. Nu-mi cere să dau prea mult lui Dumnezeu. Timp, energie, bani, gânduri, eu știu, visuri, care tot ce ține de viața mea, până și cariera mea, s-o pot închina lui Dumnezeu. John Lennox spunea lucrul ăsta la un moment dat, v-am mai zis dumneavoastră, în momentul în care el este matematician la Cambridge și în momentul în care el vorbește despre dovezile existenței lui Dumnezeu, audiența creștină de fiecare dată are un reflex sau a avut un reflex și anume, de ce nu îți dedici tot timpul tău 100% predicării cuvântului lui Dumnezeu? Și John Lennox spune, e prea târziu. Și cei interlocutorii întrebau, dar cum este prea târziu, că la vremea respectivă când se puneau întrebările, încă ești tânăr. Și el spune, este prea târziu pentru că deja mi-am dedicat toată viața mea lui Dumnezeu. Deja, e acolo toată. Cu carieră, cu ce am, cu tot ceea ce am, este acolo. Și marele matematician care a priceput limba matematicii continuă să vorbească despre frumusețea existenței lui Dumnezeu în fața oamenilor de știință, în fața filozofilor, demontând argumentele sau pseudo-argumentele acestor oameni. Ei, despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Investiți în Dumnezeu cu totul. Să ne coste. Să vrem să ne coste pentru Dumnezeu. Nu să nu ne coste. Samuel a zis lui Saul, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Nu ți-a zis Domnul, du-te și nimicește pe păcătoșii aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici? Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului?
De ce te-ai aruncat asupra, pentru ce nu te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Versetul 20. Saul a răspuns: am ascultat glasul Domnului, m-am dus în calea care mă trimitea Domnul, am adus pe Agag, împăratul lui Amalec. În conformitate cu care cuvânt? Îi spusese Domnul? El continuă și spune: am ascultat cuvântul Domnului și l-am adus pe Agag. Am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți. Dar să vezi pe unde sunt paiele. Dar poporul acesta a luat pradă din noi și boi și așa mai departe. Și el se uită și zice: poporul e de vină. Și a văzut toate paiele din ochii. Cu siguranță că poporul s-a bucurat să ia pradă. Cu siguranță că poporul era părtaș acestui act. Cu siguranță. Dar întreb eu, de unde vine conștiința asta? Curat! Am păzit cuvântul Domnului când el, Saul, era total împotriva cuvântului lui Dumnezeu. În momentul acela, Samuel postulează una dintre cele mai înalte principii ale lui Dumnezeu, și anume: ascultarea face mai mult decât jertfele. Păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecelor. Și neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la terafimi. Și acum vreau să vă întreb, în final, cine poate defini cel mai bine neascultarea mea? Cine știe cel mai bine când eu nu ascult? Poftim? Dumnezeu și cu mine. Dumnezeu și cu mine. Acolo, de acolo pornește bârna. Că dacă eu nu știu de unde începe neascultarea mea și dacă eu nu văd unde începe neascultarea mea, atunci nu mai am nicio șansă. Eu pot să merg înaintea celorlalți și să le spun cu inima curată: am ascultat cuvântul Domnului, și în spatele meu să behăie turmele, oile și așa mai departe, să fie Agag în partea cealaltă, dovezi clare a faptului că eu n-am ascultat, dar în mintea mea eu nu văd că n-am ascultat. Asta este cea mai mare problemă cu care creștinismul și creștinul se confruntă. Am uitat să ascultăm. Nu mai știm cum să ascultăm. Există o conștiință care nu mai semnalizează foarte puternic atunci când cuvântul lui Dumnezeu nu este împlinit în totul totului tot în viața noastră. Aia e bârna. Și în timp ce eu nu înțeleg când eu nu ascult, eu mă uit de jur împrejur și văd tot ceea ce alții nu ascultă. Și eu știu mai bine eu ce nu ascultă fratele meu decât ce nu ascult eu. Și lucrurile se întorc atât de mult pe dos încât ne pierdem mântuirea, judecând pe alții și nevăzând problemele noastre. În camera de sus, Mântuitorul ia ștergarul, se pleacă în fața fraților lui și ne învață să facem la fel. Și ne spune așa: să priviți pe fratele vostru mai presus decât voi. Să nu mai considerați că el nu se poate judeca singur și trebuie să-l judecați voi. Nu.
lăsați-l să stea față în față cu judecata lui Dumnezeu și să-l învețe Dumnezeu unde a greșit el. Între timp, tu vezi unde nu asculți și vezi-ți de bârna ta. Sigur, Dumnezeu nu ne cheamă să ne facem că nu vedem. Întorcându-mă spre Matei, capitolul 5, iertați-mă, Matei, capitolul 7, citesc. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecate judecați, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți și paiul din ochiul fratelui tău. Observați, Dumnezeu nu ne spune să nu scoți paiul din ochiul fratelui tău, ci Dumnezeu spune scoate paiul. Scoate paiul, dar după ce ai dat la o parte bârna. Ocupă-te întâi de tine și pe urmă de celălalt. La spălarea picioarelor, Domnul ne-a învățat marea lecție că fratele meu ar trebui să intre în împărăția cerurilor înaintea mea. E adevărat? El întâi. Eu după aia. Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Deschide cerul pentru el. Doamne, dacă mă iubești suficient de mult pe mine, ajută-mă să-l iubesc pe fratele meu tot atât de mult. Doamne, dacă mă iubești, ajută-mă să-mi pot da viața pentru el. Învață-mă, Doamne, învață-mă să trăiesc cu ochi curat, fără bârne, fără neascultare. Învață-mă să mă ocup de mine. Învață-mă să încep orice judecată cu mine și orice mântuire cu fratele meu. Rețineți, orice judecată s-o încep cu mine și orice mântuire s-o încep cu fratele meu. Amin. Tatăl nostru, fă ca mântuirea ta să aducă vindecare în fiecare dintre noi personal mai întâi. Pă, Doamne, ca în dimineața aceasta să ne întoarcem ochii spre înăuntru. Să învățăm să privim în cealaltă direcție, căutându-ne pe noi. Locurile acelea de umbră, de întuneric, de necunoscut. Blocajele vieții noastre, fiecare în parte. Fă, Doamne, să ni le vedem. Și văd ca o adâncă și o serioasă părere de rău să pună stăpânire pe viața noastră. În dimineața aceasta venim înaintea Ta cu bârnele noastre, Doamne. Să Te rugăm să le iei Tu. Știu că ne vei întreba pe fiecare în parte ce vrei să-ți fac. Ajută-ne să putem rosti clar numele fiecărei bârne pe care o avem în viața noastră. Să Te rugăm să le dai la o parte. Să procedezi la curățirea fiecăruia dintre noi și în felul acesta la curățirea bisericii. Ferește-ne, Doamne, de ispita aceea de a ne transforma noi în medicii altora
Și ajută-ne să înțelegem câtă nevoie avem noi de tămăduirea Ta. Învață-ne să învățăm de la Tine iubirea. Acea frumoasă dăruire, Doamne, în care celălalt să fie întotdeauna întâiul, iar noi întotdeauna al doilea. Ne-am învățat, Doamne, să dăm năvală și să dăm buzna. Ne-am învățat să lovim cu coatele în stânga și în dreapta pentru ca să ajungem primii. Ne-a învățat năvala lumii acesteia. Dar îți mulțumim pentru cealaltă lecție pe care ne-ai învățat-o Tu. Și anume, Doamne, să fie fratele meu întâi. Să-l împing pe el spre împărăție. Să fie el cel ce să fie binecuvântat întâi. Să poartă el haina specială, pestriță, Doamne, a iubirii Tale. Să poartă el semnele întâiului născut. Iar eu să mă bucur de binele Lui. Fă să învățăm mântuirea prin fratele nostru. În numele Domnului Iisus te rugăm, pentru că așa a făcut El. Amin.